Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la Out of the Box. Ne apropiem de finalul acestui sezon și am zis să avem o ediție despre succes. Salutare Laurent Balint, invitatul nostru permanent, specialist în marketing și idei gândite altfel. Out of the Box, că așa e și numele emisiunii. Bine ai revenit! Salut, Cătălin! Succes. De ce ai propus această idee? Adică de unde ți veni venit ideea de a răspunde la întrebarea ce înseamnă cu adevărat succes? E, de fapt de unde ne-a venit ideea da. că dacă îți amintești prima discuție pe care am avut-o a fost la Bookfest. Da, exact. Când ne-am intersectat din întâmplare că nu planuisem să ne întâlnim acolo și ne-am uh, trezit în fața unei edituri specializate pe sport și, la Pilot Books. Da, exact la că Pilot da. Books cu Bogdan Ungureanu și uh, am avut bucuria să văd că s-a tradus în românește o Carte despre Emma Raducanu, tenismena care spune ceva și în România? Sigur că da, e jumate româncă, jumate chinezoică, jumate cealaltă, a treia jumătate. <laughs> este englezoică, un produs al globalizării și. Uh, Mai este și canadian, că spus în și Canada și, da. și. Și pentru a cărei victorie da. la US Open foarte mulți români s-au bucurat. După care, majoritatea dintre noi au spus cam asta a fost, este o stea căzătoare, nu mai are succes. Exact, și în fața standului acolo de cărți a început o discuție apoi, despre succes și cât de mult mă bucur pentru fata asta și cum mi se pare că este un succes case study. Și atunci a zis, tu băi, să da. facem o emisiune. <laughs> și mi da. se pare foarte păi, bun. De ce are Emma Răducanu sau de ce mai are Emma Răducanu succes? Pentru că e clar că sportiv e într-o perioadă de da, recul da. cel puțin. Pentru cine nu știe, Emma Raducanu, după ce a câștigat US Open, are o serie semnificativă de participări la turnee, unde nu a performat conform așteptărilor. Și atunci, chiar în discuții cu prietenii apropiați de-ai mei, când am zis că vom vorbi despre Emma Raducanu, a, fata care a câștigat US Open și după aia e praf și pulbere, pierde tot. Și mi s-a părut, bă, bă, bă puțin, Că nu, fata asta este... Hai să ne imaginăm că se naște un copil acum și ne uităm la el și vine așa zâna zânelor și zice copilul ăsta la 20 de ani va fi câștigat un turneu de mare șlem la tenis, va fi terminat liceul cu note top of the top, un liceu foarte bun din UK, va fi făcut 10 milioane de dolari din câștiguri pe terenul de sport și din sponsorizări. Dumnezeule, cine ar zice că este un eșec? Adică, este da, dar nici care nu ar zice, dar nici care, haideți domnul Balint, nici care succes. Și totuși datele pe care le-ai spus te pun pe gânduri, nu? Da, păi cum definim succes? Adică dacă nici acesta nu este un succes, atunci cum uh, ar fi succes? Iar uh, m-am bucurat... Uh, pentru că am pus mâna pe carte, pentru că mi-am dat seama că băi, noi știm doar ce ne-a spus media, adică doar frânturi de lucruri despre ea și n-am avut oportunitatea de a o descoperi și de a înțelege un pic povestea ei. Și am rămas fascinat citind cartea, descoperind cât de mare importanță au pus ea și familia ei pe educație. Și cum anul 2021, care a fost cel mai bun al, al ei în tenis, de fapt era un an dedicat educației, în care a învățat pe rupte în prima parte a anului ca să-și ia examenele A-level pe sistemul britanic. Și tenisul era printre altele, adică nu s-a dus în, în adolescența ei, nu se ducea la turnee dacă era importantă școala, dacă era ceva la școală, și-a reușit să balanceze educație, dezvoltare personală cu tenisul. Pentru că, din ce îmi spui tu... Emma, de fapt, nu este un model clasic de sportiv profesionist. Adică nu e Nadal, Djokovic, nu e Serena. Da, și s-ar putea niciodată să nu câștige 20 de turnee de mare șlem, deși poate că în interiorul ei ar fi avut ceea ce trebuie ca atlet să câștige 20 de turnee de mare șlem. Dar poate că nu și-a propus asta. Adică și-a propus, să, poate și -a propus să aibă o viață echilibrată și să fie multidimensională, să nu fie doar tenis. Și cel puțin citind cartea și urmărindu-mă, trecând prin mai multe materiale despre ea, cam asta reiese. Adică este tipul de tânăr care, când ajunge într-un oraș nou, știe ce clădiri vrea să viziteze, e pasionat de arhitectură, de muzee, iese în afara turneului, se duce, se plimbă, nu vrea să plece din oraș până n-a apucat să mai vadă o clădire interesantă a care o poveste o știe. Ce poveste? Pentru că sportivii profesioniști, în general, povestesc uh -huh. tocmai că n-apucă să vadă nimic din toate astea, că viața lor este setată între antrenament, mese, odihnă și camera de hotel. Ceea ce poate fi ok dacă asta ți-ai setat, dacă te ai setat că în viață astea sunt așteptările tale și asta ți este drumul și asta vrei să obții, foarte fain. Și vei avea succes mergând pe drumul acesta. Dar și Emma poate să fie considerat un succes setându-și un alt drum și având alte așteptări. Ideea este că media o ia și o așează pe șablon, adică ea fiecare ne ia pe fiecare dintre noi și ne încearcă să ne pună pe șabloane iar șablonul la Emma este ai câștigat un turneu de mare știm, trebuie să-l câștigi pe următorul Te ai mai câștigat pe următorul trebuie să-l câștigi și următorul, oare poate să-l câștige pe al patrulea, adică chiar îl urmăream zilele trecute pe Șachilo care povestea când am câștigat primul turneu, am avut câteva zile după care lumea a venit dar va câștiga oare al doilea? După ce l-am câștigat pe al doilea, dar oare reușește al treilea? După ce nu l-am câștigat pe al patrulea? A fost, aha, păi s-a terminat cu Shaquille. Era presiunea să dovedesc că pot să-l câștig și pe al patrulea. Adică nu se liniștea niciodată. Și că va fi cel mai mare din istorie. Există un clip viral zilele astea, mi l a arătat tot tu, cu un basketbalist american, care, într-o conferință de presă, este confruntat de un reporter și îi spune, îmi pare rău, sezonul vostru n-a fost ceea ce trebuie. Da, dar e foarte important, vezi, da. la cuvinte, pentru că întrebarea este, do you view this season as a failure? Adică, consideră acest sezon ca fiind un eșec? Okay. Și de aici se deschide o discuție foarte interesantă, pentru că, pe plan personal, pentru sportivul respectiv, perioada prin care a trecut a fost o perioadă foarte tare. Deci, pe plan personal, pe o mulțime de dimensiuni... El a răspuns așa, succes. a zis așa, am ieșit pe locul 2, da. nu am câștigat, dar am venit în fiecare zi la muncă, am adus bani familiei mele, am o relație bună cu colegii mei, am fost ceva mai bun decât anul trecut sau ne-am îmbunătățit performanța. De ce spui tu că acesta n-ar fi un succes? Și aici este că este un succes pentru el, dar în același timp putem considera sezonul unui astfel de sportiv ca fiind un eșec. De ce? Pentru că așteptările erau ca unul dintre cei mai buni basketbaliști din lume să câștige titlul NBA. Și asta erau setările de la început. De asta e foarte important ce -ți setezi, care sunt așteptările, care sunt așteptările tale, care sunt promisiunile tale către fani, către club, către da, da, atenție, e vorba de promisiunile tale în raport cu tine, nu cu ceea ce își dorește societatea. O, da, pentru că acum avem discuția în care sportivii nu țin atât de mult să li se spună povestea. Ei nu țin să fie în lumina reflectorilor. Avem deja nenumărate exemple care se amplifică de la an la an, în care sportivii nu vreau să vin la conferința nu vreau să dau interviu, nu vreau să se scrie de mine. N-ai de ales, trebuie să vin la conferința, să trebuie să se scrie despre tine. Uh, și multe dintre poveștile care se scriu despre povești nu sunt neapărat poveștile lor. Deci așteptările nu sunt sunt setate de societate, sunt setate de media. Iar în cazul uh, unui sportiv de top care setează, vreau să câștig Champions League, vreau să câștig NBA, vreau să câștig și nu reușește, sezonul poate fi considerat un sezon ratat. Atenție, este un sezon ratat, nu este un sportiv ratat, nu este un om ratat. Am citit de curând o carte de uh, scrisă de un spaniol Javier Marías, uh, așa începe răul. Și acolo este un moment în care uh, Soțul este supărat pe soție pentru că la începutul relației lor l-a mințit, l-a păcălit și el simte că cei 12-14 ani petrecuți împreună sunt construiți pe ceva fals și îi zice la un moment dat păi, simt că viața mea a fost irosită pe o anumită dimensiune. Și mi s-a părut senzațional pentru că este pe o anumită dimensiune, adică pe dimensiunea relației soț soție, dar viața noastră are mai multe dimensiuni. Adică sunt uh, dimensiunea familială, dimensiunea profesională, dimensiunea socială, dimensiunea sexuală, culturală, sportivă. Suntem și ar trebui să fim multidimensional. Adică s-ar putea la un moment dat să avem un eșec pe o anumită dimensiune a vieții noastre. Asta nu ne face pe noi să fim niște eșuați niște ratați. Apropo de chestiunea asta, și cam în aceeași zonă, n-aș vrea să încheiem episodul ăsta înainte de a spune întâmplarea din carte cu cel care a descoperit-o pe Emara căutător de talente, care, atenție, asta m-a mirat pe mine, ce fel de căutător de talente este acesta, domnule Balint, în care el e conductor de tren în continuare. Exact, este conductor de tren și ziua unui meci decisiv al ei la Wimbledon era de serviciu pe tren și acolo regulile sunt reguli în Marea Britanie și nu ai voie să ai pornit telefonul când ești cu conductor de tren. Și omul a trebuit să trăiască meciul neștiind ce se întâmplă. Și dacă la, în prima parte a meciului a făcut cum a făcut, pe drumul de întoarcere, a dat un anunț la megafon în tot trenul în care i-a rugat pe pe călători să vină la fiecare stație și să-l țină la curent cu rezultatul meciului MA. Și la fiecare stație oamenii se dădeau jos, fugeau la el la locomotivă și ziceau, conduce cu atâta, scorul acolo. Până când la un moment dat au venit și a zis, a câștigat. Și a fost bucuria maximă pe care a trăit-o un om care a lucrat cu ea în copilărie, la locul de muncă, alături de... Și asta e o poveste Părător. de succes, dar lumea va întreba și cum, P dacă tot e descoperitor de mari talente, de cei e conductor de tren? P pentru că sistemul uh, britanic uh, nu este construit exclusiv cu profesioniști care dedică viața uh, sportului, ci sunt oameni care au o a doua carieră în care se ocupă cu, uh, de copii, se, uh, sunt implicați în societate uh, și în alte moduri. Și asta definește fix ceea ce spuneai, că viața noastră are o multitudine de dimensiuni în care putem să măsurăm diverse rezultate și că, atenție, succes sau eșec, îl raportăm în primul rând la ceea ce ne-am propus noi față de noi și apoi față de societate. Da, și cel mai bine vom ști noi care este situația și cum suntem noi. Dar uite, și din povestea asta, noi de-a lungul sezonului Autop The Box am tot vorbit despre multitudinile unghiuri din care sportul este util în societate. Și această putere de a spune povești, de a trăi povești, de a face pe oameni să trăiască povești, este fantastică. Alături de Emma Raducanu a trăit o societate britanică care din 1977, dacă nu mă înșel, nu mai câștigase niciodată un titlu de mare șlem la feminin. Și Emma a reușit chestia asta venind din calificări, fără să piardă niciun set la US Open. Este singura dată în istorie în care cineva a venit din calificări, câștigă un turneu de mare șlem atât mai mult fără să pierdă niciun set. Și toată societatea britanică a fost alături de ea și a trăit povestea asta. Și o să citesc aici, la sfârșitul cărții, câteva cuvinte scrise de autorul Mike Dixon. Și zice așa, fiecare scriitor din domeniul sportului îți va spune că există momente când această meserie este un privilegiu. Să fiu acolo pentru a vedea pe Emma Raducanu câștigând US Open, una dintre marile povești sportive ale epocii noastre, a evidențiat cu certitudine acest lucru. Iată. Lorand Balint, îți mulțumesc pentru că ai pornit episodul de astăzi de la o carte. Săptămâna viitoare hai să vorbim despre citit expandat, o să-i spun și o să vă explic atunci de ce. Out of the box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.